Bun venit la al șaptelea episod din seria Minciuni Adevărate. Astăzi mă vorbi despre lucruri incredibile sau mai puțin știute despre Somes, Rut, Egipt și Grecia, printre altele. Haideți să începem! Verigheta de nuntă se poartă pe inelarul mâinii stângi, deoarece acolo se află o venă care are legătură directă cu inima. În medie, bărbatul mediu vede zilnic 5 femei cu care ar vrea să împartă mai mult decât două vorbe. Thomas Edison, inventatorul becului, desigur, se temea de întuneric. În cazinourile din Las Vegas nu există ceasuri și nici alte lucruri după care să-ți dai seama de trecerea timpului. Studiile arată că țânțarii sunt atrași de persoane care recent au mâncat banane. Simbolul infinitului se numește lemniscata lui Beruli. Studiile arată că peste 80% din prima impresie pe care își face o femeie despre un bărbat are loc înainte ca acesta să deschidă gura și este determinată de limbajul, dar și doar postura corpului. Atunci când te uiți la o persoană de care îți place, pupilele tale se dilată, lucru care, în mod ciudat, are loc și atunci când te uiți la cineva pe care urăști. Despre broască și broască râioasă, cândva se credea că au proprietăți speciale și adesea erau folosite în licori pentru sănătate. În timp ce creierul reprezintă centrul de percepție și interpretare al durerii, acesta nu are receptor ai durerii, astfel că el în sine nu simte durerea. În tradiția și superstiția chinezească, roșu este culoarea sângelui și a vieții, iar această culoare îți va aduce fericire, bogăție, faimă și noroc. Vârful de plastic al șiretului se numește aghilet și vine din franțuzescul aghilet. Cămășile bărbaților au nasturii pe partea dreaptă, iar cămășile femeilor au nasturii pe partea stângă. Este imposibil să te sinucizi ținându-ți respirația, însă nu încerca pentru că vei leșina și este posibil să mori în urma căderii. Dacă ai urla pentru 8 ani, 7 luni și 6 zile, ai produce suficientă energie pentru a încălzi o cană de ceai. Acum înțeleg de ce Nicolas Cage încălzește atât de mult audiența. Bine, cel puțin în filmele mai vechi și în Kick-Ass. Se spune, și aici aștept să fiu contrazis, că femeile au aventuri cu altcineva din cauza că sunt nefericite în relația lor curentă. Bărbații, din păcate, nu pot profita de această scuză. Cuvântul toast, care în română înseamnă urare făcută la o masă în cinstea unei persoane sau unui eveniment, însoțită de ridicarea paharului și de un scurt discurs, vine din latinul toastus, care înseamnă prăjit, fiindcă cel care închina în sănătatea altcuiva obișnuia să înmoaie în pahar și o bucățică de pâine prăjită sau pe smet. Termitele sunt afectate de vibrațiile muzicii. Ele pot să-ți mănânce casa de două ori mai repede dacă dai muzica tare. Soluțiile anti-țânțari pe care le dai pe corp nu resping sau dezgustă țânțarii, ci te fac pe tine să fii invizibil, așa că senzorii lor nu te mai simt. Însă dacă ai vreo zonă neacoperită sau prin zborul lor pur și simplu se lovesc de tine, vor continua să te muște. I will look for you. I will find you. And I will kill you. În anii 1830, ketchup-ul se vindea ca medicament. Se numea baza de extract din roșii a doctorului Miles. Cafeaua, dacă este consumată naturală și fără aditivi, este un produs natural fără calorii. Unii ar spune inutilă. Peruca pubiană sau merkin este folosită în filme de către actori atunci când au scene nude, evident, și vor să-și acopere intimitatea. Emoțiile negative foarte puternice îți afectează și pot să-ți distrugă sistemul imunitar. Sărutul eliberează cantități masive de oxitocină, substanță care evident este hormonul dragostei. Acest hormon aduce cuplurile mai aproape și face fața partenerului să fie mai atractivă în ochii tăi. Unii oameni de știință se tem că tehnologia, în mod special cea responsabilă de comunicare, îngreunează comunicarea și conectarea interumană în loc să o înlesnească. Japonezii au inventat, dezvoltat pepenele pătrat și au făcut asta crescând pepenele în cutii pătrate de sticlă și nu doar pentru că e cool și arată interesant, ci și pentru că se aranjează mai bine pe raft și pentru că se poate transporta mai ușor mai mult pepene. Mulți fluturi pot simți gustul cu picioarele. Ei fac acest lucru pentru că vor să-și depună ouăle acolo și vor să știe dacă frunza este bună de hrană pentru puii lor. Alcoolul nu mărește temperatura corpului, ci de fapt o scade, iar iluzia căldurii este datorată sângelui care umple vasele capilare. Conform unui studiu, bărbații țin mai bine minte o femeie pe care au sărutat-o decât pe una cu care au intrat în pat. Dacă iei o minge de tenis în mână și o strângi cu putere, afli cât de mult lucrează inima și ce presiune are pentru a pompa sânge în tot corpul. Egiptenii au fost primii oameni care au catalogat și studiat visele, ei făcând un dicționar al viselor în anul 4000 înainte de Hristos. Amintirile declanșate de un miros au cele mai puternice conexiuni emoționale și par să fie mai intense decât amintirile declanșate de altceva.
Studiile arată că bărbații și femeile sunt afectați de același număr de emoții, doar că bărbații o arată mai puțin. Expunerea la imaginea idealizată a corpului uman, aflată în societatea din ziua de astăzi, scade respectul de sine al multor femei și mulțumirea lor cu privire la propria atractivitate. Mărul lui Adam este o caracteristică fizică specific masculină și este rezultatul măririi laringelui în timpul pubertății. Acidul din stomac este suficient de puternic pentru a dizolva lame de ras, dacă îi se dă destul timp. Așa se explică ineficiența cu privire la porumb. Copiii nu reacționează în același fel lipsei de somn ca și adulții. În timp ce adulții devin adormiți și neatenți, copiii devin hiperactivi și ușor iritabili și morocănoși. Studiile arată că dacă oamenii își ajustează expresia facială pentru a reflecta o anumită emoție sau stare, ei vor începe să simtă acea emoție și stare. Așa că dacă ești trist, zâmbește până îți trece tristețea. Dacă țesut din creier ar fi înlocuit asemenea transplantului de piele sau de ficat, oamenii de știință cred că cel care primește transplantul își va pierde amintirile. Există cel puțin două cazuri cunoscute de oameni care au fost uciși din cauza că s-au desprietenit cu cineva pe Facebook. Clinomania este dorința excesivă de a vrea să stai în pat. Este de origine grecească și înseamnă obsesie pentru somn. Poate acesta este motivul pentru care au avut recent așa de mari probleme cu banii. Studiile arată că cei mai mulți oameni, în medie, se vor îndrăgosti aproximativ de 7 ori înainte de căsătorie. Oamenii aflați în comă sau sub anestezic par să doarmă, însă activitatea și undele specifice somnului lipsesc. După o masă, carbohidrații din ce ai mâncat tind să te facă să fii adormit, în timp ce proteinele te fac mai alert. Bărbații care ajută prin casă tind să aibă parte de mai multă acțiune. Cel mai mare distribuitor de jucării din lume este McDonald's. Inima începe să bată la 4 săptămâni după concepere și nu încetează să facă acest lucru până când mori. În timpul primilor 2 ani din viața unui bebeluș, părinții acestuia pierd în medie 6 luni de somn. O femeie îl va considera pe un bărbat mai atractiv atunci când observă că o altă femeie se uită la el. Scorpia, să și-l găsească pe al ei! Oamenii cresc mai mult și mai repede noaptea decât ziua pentru că glanda pituitară eliberează un hormon de creștere noaptea în timp ce o persoană doarme. Femeile care fac multe cumpărături tind să trăiască mai mult. Pentru femei, cumpărăturile sunt o formă de terapie și de eliberare de stres. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul și ați aflat lucruri interesante și utile care nu v-au descurajat din dorința voastră naturală de a da share și like, lucruri pentru care vă mulțumesc foarte mult pentru că ajută canalul să crească. Iar dacă sunteți aici pentru prima oară și încă nu ați prins mersul lucrurilor, apăsați mai întâi pe butonul roșu de abonare sau subscribe pentru că eu nu vreau să ratați ceea ce urmează.